Bună ziua și bine v-am regăsit pe canalul meu. Astăzi am revenit cu etalarea dragostei pentru săptămâna 12-18 aprilie 2020 pentru zodia Leu. Să vedem lei cum vor sta în această săptămână din punct de vedere sentimental. Până voi extrage toate cărțile, vreau să vă mulțumesc din suflet tuturor pentru toate like-urile, comentariile și faptul că v-ați abonat canalului meu. Concursul va continua și în această săptămână, să știți. Iar întrebarea este ce vă face fericiți sau ce v-ar face fericiți. Dacă doriți să participați la concurs, tot ce trebuie să faceți este să dați un like, să răspundeți într-un coment la această întrebare și, bineînțeles, să fiți abonați canalului meu. Câștigul constă într-o etalare personalizată, iar extragerea va avea loc duminică. Vă anunț ca să știți. Bun. Și haideți să vedem. Voi mi-ai extrage 2-3 cărți în plus astăzi pentru a vă oferi niște informații în plus. Să vedem. Poate trebuie să clarificăm ceva pe aici sau vine vreun mesaj în plus pentru alții dintre dumneavoastră. Orice ar fi ce vor arăta cărțile, eu o să vă spun. Văd aici că veți avea de-a face persoane zodia Rac, Scorpion, Pești, Taur, Fecioară, Capricorn, Gemeni care predomină aici la dumneavoastră. Dar nu exclud nici zodiile de foc, ca și dumneavoastră, Berbec, Leu, Săgetător. Foarte multă comunicare în unele cazuri. Dacă sunteți într-un grup de oameni, văd aici oferte de dragoste, declarații de dragoste, vă pot veni declarații de dragoste din partea unei persoane în zodie de apă, la Scorpion sau Pești, care să vă încânte foarte tare. Poate fi din grupul dumneavoastră de prieteni sau... Nu știu, dacă colaborați cu cineva, pentru că aici văd un grup de oameni. Colegi de muncă, poate, în unele cazuri, de ce nu? În alte cazuri, văd o evoluție foarte frumoasă din punct de vedere sentimental. Foarte multă implicare, foarte multă comunicare benefică. Pe lângă aceste lucruri, sentimentele sunt reciproce, să știți, sunt din ambele părți. Și persoana la care vă gândiți sau de care vă place, simte ceva pentru dumneavoastră, cu siguranță. Multă responsabilitate în alte cazuri, foarte multe griji, îngrijorare chiar, vis-a-vis de o situație sentimentală din viața dumneavoastră. Ceva nu vă place aici. Și poate ar trebui să mergeți, nu știu, să treceți într-o altă etapă din viața dumneavoastră, să faceți ceva, să vă odihniți, să vă puneți gândurile în ordine, probabil. Pentru că vă doriți foarte multă dragoste în viața dumneavoastră, ați dori ca lucrurile să meargă bine, să fiți și dumneavoastră fericiți, mulțumiți, să aveți parte de o satisfacție. Ușor, ușor, grijile acestea, greunarea aceasta sufletească, să zic așa, scade în intensitate, să știți. Probabil e ceva temporar. Trebuie să aveți încredere în dumneavoastră, să fiți luptători și veți trece peste toate. Poate ați ajuns și într-un punct în care nu vă mai gândiți așa extraordinar de mult la dragoste, intervin alte obstacole, să zic așa, alte probleme în viața dumneavoastră și lăsați dragostea pe locul 2, pentru că vă concentrați pe alte lucruri. Nu aș exclude nici această variantă. În alte cazuri văd blocaj, blocaj emoțional, frică, teamă de a începe o nouă poveste de dragoste. Văd aici că vă puneți niște limite, niște bariere. Greu o să acceptați o propunere de dragoste. Nu știu, dacă vă invită cineva undeva sau vă spune ceea ce simte, vă spune că s-a îndrăgostit de dumneavoastră, vă este frică să nu fiți mințiți, să nu fiți, nu știu, stați ca, nu, sunteți foarte fricoși, ca și cum ați sta la pândă să nu pierdeți ceva, să nu, poate vă este frică că vă minte, pentru că reținerea aceasta poate fi și în comunicare, poate vă este greu să vă exprimați ceea ce simțiți pentru o anumită persoană din viața dumneavoastră. Rac, Scorpion, Pești sau Taur, Fecioară, Capricorn sau Gemeni, pentru că aici cumva văd și o stabilitate emoțională,
dar și gelozie, posesivitate în unele cazuri și mergeți pe niște idei fixe, pe niște atitudini fixe. Nu prea vreți să schimbați ceva, pentru că clar vă doriți responsabilitate multă, adică o relație responsabilă. Vă doriți un angajament serios, iar persoana cu care sunteți sau cu care ați început o poveste de dragoste sau cu care urmează să începeți o poveste de dragoste, poate nu este așa de sigură. Este conștientă că trebuie să ia o decizie foarte grea, pentru că așa îi se pare, o decizie foarte greu de luat. Drumul pe care vrea să meargă nu știe care ar putea fi, este ca și cum ar fi la o răscruce de drum. Dar în momentul în care se va hotărâ, să știți că se va implica cu totul în relația cu dumneavoastră. O să duceți relația la un alt nivel. Nu vorbim de un început puieril, să zic așa. Vorbim acum de un început foarte hotărător. Adică în momentul în care va lua decizia aceasta dificilă sau poate dumneavoastră veți lua o anumită decizie dificilă vis-a-vis de o persoană sau o relație, lucrurile tind să evolueze într-un mod foarte plăcut, cu multă implicare, cu multă responsabilitate și cu multă maturitate, aș putea spune. În alte cazuri văd foarte multă suferință venită din trecut. Poate ați avut încredere foarte mare în cineva, poate v-ați pus speranțele și toată dragostea în cineva și acea persoană v-a părăsit pentru altcineva, pentru că aici văd în unele cazuri că a intervenit a treia persoană. Ideea este că nu e neapărat ca acea persoană să reușească sau să fi reușit să cucerească persoana cu care dumneavoastră ați fost sau din cauza căruia dumneavoastră suferiți. De ce? Pentru că este o persoană care foarte greu ajunge la inima ei. Persoana care v-a făcut pe dumneavoastră să suferiți, s-a îndrăgostit de cineva pe care nu se poate avea niciodată. Fie acea persoană este căsătorită, fie pur și simplu este mult prea pretențioasă sau pretențios pentru a avea o relație cu respectivul sau respectiva. În alte cazuri, vă vin oportunități, șanse noi de a iubi și de a fi iubiți. Veți cunoaște pe cineva care vă completează. O să fie alături de dumneavoastră și o să vă ajute să depășiți un blocaj emoțional, teama pe care o aveți în suflet, pentru că aveți și foarte multă reținere, foarte multă gândire negativă. Probabil vă gândiți că nu o să mai fiți niciodată fericiți, că nu o să mai fiți niciodată iubiți și așa mai departe. Nu. Aceste lucruri sunt excluse, iar persoana care va intra în viața dumneavoastră o să vă ajute să depășiți lucrurile acestea. Cumva vă este și frică să comunicați, să vorbiți, să spuneți ceva, să spuneți ce gândiți, să spuneți ce simțiți. Dar ușor, ușor veți depăși aceste momente cu siguranță. În alte cazuri, relațiile de trio. Văd că veți începe o relație destul de încrezătoare, aș putea spune, cu cineva, dar veți și suferi pentru că nu știu dacă o să vă mulțumească pe deplin alegerea pe care o să o faceți. Sau cel puțin, nu știu, cumva o să regretați că ați fost nevoiți să alegeți și n-ați putut păstra ambele relații. Cu toate că o anumită relație din viața dumneavoastră era un pic bolnăvicioasă, să zic așa. Adică ați fost atașați într-un mod foarte exagerat de cineva, de o persoană care nu vă făcea bine sau nu vă oferea ceea ce doriți. Dar dumneavoastră țineați cu dinții de acea relație. Așa că, într-un fel, decizia aceasta este binevenită să vă lumineze cumva, să vă alegeți calea, să o vedeți. Haideți să vedem și vreo două, trei mesaje ce vor cărțile să ne spună. Am deja din start două arcane majore destul de puternice și a treia este o arcană minoră. Ei bine, ce pot să vă spun aici? Există șansa să vă împăcați cu cineva, pentru că aici avem parte și de o relație complicată. Adică sunt trei persoane într-o relație. Asta înseamnă relație complicată din punctul de vedere al cărții Luna.
Pe lângă aceste lucruri, foarte multă frică. Lucrurile nu sunt clare. Nu știți ce să faceți, pe ce drum să mergeți. Pe de o parte, ați vrea să faceți un compromis și să vă înțelegeți bine cu persoana cu care sunteți în momentul actual și să găsiți o cale de mijloc pentru a vă înțelege. Pe de altă parte, v-ați dori un nou drum. Dar drumul acesta, pe lângă că nu este sigur, vă este frică să plecați la el. Vă este frică să o luați de la capăt, vă este frică să începeți o nouă poveste de dragoste și nu știți ce să faceți. Totul este neclar în sufletul și în mintea dumneavoastră. Aici dumneavoastră trebuie să vă decideți. Aici vorbesc că relațiile de trio. Dar există și șansa să vă împăcați cu cineva, unii dintre dumneavoastră, cu o persoană dragă, o persoană iubită, după o perioadă în care ați crezut că lucrurile acestea nu se mai pot întâmpla. Doar că tot așa plecați la drum cu un pic de neîncredere, dar în același timp, cumva, relația, situația este echilibrată. Doar că mult echilibru, da. Doar că trebuie să treceți acest hop de neliniște, de frică, de neclaritate. Bun, cam atât am avut să vă spun. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine și astăzi. Dacă vă place ceea ce fac, nu uitați să lăsați un like, un comment și să vă abonați canalului meu. Iar pentru cei dintre dumneavoastră care doreți o etalare personalizată, puteți să-mi lăsați un mesaj pe WhatsApp la numărul 0726 981520. Eu vă mulțumesc foarte mult și vă doresc numai bine în această săptămână. La revedere!